Bună! Sunt șef Laura Eremia, iar astăzi am gătit în bucătăria Selgros această tartă fantastică, fără gluten, de primăvară. Adică este plină de legume, de proteină, are și somon și brânză de capră. Este senzație! Hai să vă arăt cum am făcut-o! Primul pas este să pregătim un aluat de tartă sărată, cu făină fără gluten, unt, un ou și puțină sare. Este super simplu, hai să vă arăt cum se face! Am luat făină, 250 de grame, foarte important să respectăm cantitățile la acest tip de aluat, și punem 150 de grame de unt, un pic mai mult decât rețeta clasică, pentru că ne dorim să se desprindă ușor de pe marginile tăvii de tartă. Mai întâi amestecăm foarte bine până ajungem la o consistență similară cu cea a nisipului ud. Adăugăm un ou și sare. Vă recomand să nu puneți foarte multă sare, pentru că vom avea o compoziție sărată în coaja de tartă și atunci să nu mergem într-o extremă mult prea aromată. Am amestecat aluatul și am format o bilă pe care o să o dăm la frigider undeva la 30 de minute. Ce îmi place mie foarte mult la această tartă este că este și crispy și cremoasă, dar mai ales fresh în același timp. Lucrăm acum o cremă care are la bază ou, smântână, puțină sare și sos pesto. Începem cu ouăle pe care le punem într-un bol. Le amestecăm cu telul până când se omogenizează albușul și gălbenușul. Și adăugăm aproximativ 300 de grame de smântână. Folosim o smântână fermentată pentru că ne dorim acel strop de aciditate în gustul pe care îl va avea tarta la final. Adăugăm smântână. Amestecăm. Veți vedea că se omogenizează foarte rapid și foarte ușor. Iar pentru un strop de culoare, dar și de aromă, adăugăm 2 lingurițe de pesto. Ultimul touch la cremă este un strop de sare. Dăm 10 minute la frigider, suficient cât să avem timp să tocăm legumele. Următorul pas este să tăiem legumele. Ce am făcut până acum? Am blanșat ușor acești brocolinii și am scos pe un pat de gheață, astfel încât să-și păstreze această culoare fantastică. Urmează să tăiem dovlecel, un zucchini și praz. Secretul este să le tăiem foarte, foarte subțiri, pentru că ne dorim acel freshness în tartă, acel să rămână ușor crispy. Pentru ca tarta să arate cât mai bine, vom tăia ușor și brocolinii, însă îi vom tăia pe lung. Da? Ne dorim să se gătească foarte bine în tartă, dar să-și păstreze textura. Pentru coacerea aluatului folosim tot o tavă de tartă cu fund detașabil, pentru că este mult mai ușor de lucrat cu ea. Și în cazul în care nu aveți o astfel de tavă acasă, vă recomand să plasați pe fundul ei un cerc din hârtie de copt, pe care îl decupați foarte ușor cu foarfeca din orice tip de hârtie de copt. Cum întindem aluatul ca să ne fie ușor, pentru că vorbim de un aluat fără gluten, folosim trucul cu hârtia de copt. Între două hârtii de copt plasăm aluatul care a stat la frigider și este rece. Deja s-a lipit puțin de bol datorită untului care s-a întărit, nu e nicio problemă. Îl presăm ușor ca să formăm un cerc și din aproape în aproape, cu un sucitor, îl vom întinde într-o formă cât mai aproape de rotund. Desprindem ușor prima foaie de copt și o punem pe tavă. Desprindem și a doua hârtie. Începem să presăm ușor aluatul, iar în locurile în care aluatul nu ajunge până sus, translatăm din părțile în care aluatul depășește marginea tăvii. Pentru ca aluatul nostru să nu se umfle în tavă și să păstrăm acel crispy pe care ni-l dorim, cu o furculiță facem mici găurele pe fundul tăvii, în aluat. Gata! Aluatul nostru merge la cuptor pentru doar 5 minute, la 160 de grade. După 5 minute la cuptor, aluatul nostru arată aproape copt, însă miroase extrem de bine. A venit momentul să ne punem în valoare aturile de pictor, să zic așa, sau cel puțin să facem o compoziție drăguță la noi în tartă. Începem cu un strat de crema din crema pe care am pregătit-o mai devreme și care va fi baza pe care vom monta legume. Trebuie să turnăm deja mai mult când observăm cam câtă intră. Adăugăm somon afumat. Ce o să facem este să-l rupem în fâșii, pentru că el este destul de sărat. Și atunci am vrea ca persoana care gustă din tartă să prindă cumva savoarea aceasta ușor afumată la fiecare mușcătură. Flavor in each bite.
Continuăm cu brocolinii. Avem un buchețel aici și îi plasăm foarte frumos în tarta noastră. Vor arăta senzațional. Prazul, așa cum vă spuneam, niște cercuri concentrice pe care aș vrea să le folosim și să le împrăștiem peste tot. Înainte de a adăuga și feliuțele de dovlecel, vom completa cu crema pe care am făcut-o mai devreme spațiile din tartă care sunt încă goale sau unde simțim că mai poate să mai intre aluat. Continuăm cu dovlecelul. Luăm feliile pe care le-am tăiat mai devreme și le rupem pe jumătate sau sfert. Le adăugăm cu puțin volum în tartă. Pentru ca gustul să fie la superlativ, adăugăm telemea de capră. Merge perfect cu legumele și mai ales merge la cuptor. Ce-mi place mie să fac este să o sfărâm cu degetele și să o adaug fix în aceste goluri de culoare. Ne-au rămas libere. The final touch înainte de a merge din nou la cuptor este să adăugăm busuioc mărunțit. Îl presărăm direct din plic. Tarta noastră merge la cuptor pentru încă 30 de minute. Miroase senzațional. Vă invit să fiți și voi curajoși și să încercați diverse combinații. Până data viitoare, vă urez poftă bună!